Bunu da sikirim. Akola. Tamam akolon diyez. Akolon diyez. Începem serviciul de mormântare de astăzi cu cântarea de la numărul 10 din literația noastră de cântări, imnul de slavă spre Domnul din ceruri, frați și surori, astăzi să înălțăm. Sufletul și viața noastră întreagă, cu bucurie să îi le închinăm. Imnul de slavă spre Domnul din ceruri. Yeah.
chemăm binecuvântarea Domnului peste inimile noastre fiecăruia. Fratele meu, Lubotea, ne va conduce cu voce tare în rugăciune. Tatăl nostru de cerul, ne închinăm înainte ta și binecuvântăm numele Tău, Doamne, pentru aceste momente în care cel un om, prezența Ta peste locul acesta, peste inimile noastre, peste familia îngloriată. Mulțumim, Doamne, pentru că suntem creația lumii Tale, dar mulțumim pentru că ne-ai pregătit o mântuire veșnică prin Domnul Iisus. Mulțumesc pentru fratele Aurel, pentru că a fost un moment în viața lui în care a fost cercetat de tine și tu a primit ca Domn și Mântuitor în viața lui. Doamne, te rugăm să ne ajuți ca fiecare dintre noi să avem în noi nădejdea într-o zi vom fi cu tine slavă. Amin. Doamne, te rog să-L mângâi pe Radu în această durere a vieții. Te rog să fii de partea lui, să-L întărești prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog pentru fratele Aurel, pentru Lina și pentru Ned. La nivelul Dumnezeu, tot vom să-i întărești în Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, te rugăm în această zi să binecuvântezi pe fratele Tău. Te rog să-i dai cuvânt prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să înțelegem că suntem străini și călători pe acest pământ. Dar ajută-ne, Doamne, ca fiecare dintre noi, Doamne, să căutăm o patrie mai bună, o patrie cerească, Doamne, acolo unde lipsește durerea, chinul, îngrijorarea. Te rugăm, Doamne, să faci ca Evanghelia Ta, Doamne, și în vremurile acestea, Doamne, să aibă un răsunet puternic în inimile tuturor oamenilor, Doamne. Mulțumim pentru că ne dai nădejde, mulțumim pentru că ne dai prin cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne, speranță. De aceea, mulțumim încă o dată pentru jertfa Domnului Iisus Hristos prin care ne-ai mântuit. Și-o vreau, Doamne, să ne cercetezi pe fiecare dintre noi prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Mulțumim pentru că ești plin de dragoste. Fii binecuvântat, că ne mântuit. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. La cele țărmuri, dincolo de râu, orice frumoase locuri văd eu, o ceapă mare de-a sfinților, îmi pare că aud cântarea lor, vinu acasă, a lor chemare așa răsună, ei te așteaptă în strălucire, vin dar acasă cu grăbire. Este chemarea tuturor celor care au plecat înaintea noastră, în glorie la Domnul, care ne așteaptă să ne mutăm acolo, să fim cu Domnul o veșnicie întreagă. La cele țărmuri, dincolo de râu, orice frumoase locuri văd eu, o ceapă mare, pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Amin. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fii oamenilor, căci înaintea Ta, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul cu care se mântrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine, să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. În
veselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Cântarea 234 spune: este loc pregătit pentru cei credincioși. Sus în cer, unde nu sunt dureri, și mereu bucurii, necurmat melodii, sunt cântate de mulți îngerași. Este loc pregătit pentru cei credincioși, sus în cer, unde nu sunt dureri, și pe Domnul Iisus în apa botezului în
1959, fratele Cosma l-a botezat la biserica din Nicolau Român și de 62 de ani a umblat cu Domnul Iisus Hristos. A umblat în credincioșie. În ultimii 3 ani de zile în văduvie, după ce sora Iuliana a plecat la Domnul acasă. Probabil frumuseți de nedescris și minunat loc în cer sunt mult mai clare pentru fratele Aurel acum decât pentru noi. La vremea plecării de aici, cei de aici rămân în lapid, indiferent care ar fi vârsta plecării. Indiferent cât de surprinzătoare ar fi plecarea. Dar a zis cineva, în timp ce de partea aceasta sunt lacrimi și doliu, de partea aceasta a cerului, de partea cealaltă a cerului pentru cei credincioși este bucurie, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, intrarea în glorie și așteptarea venirii Domnului și a rânduirii tuturor lucrurilor după voia lui Dumnezeu într-o lume nouă. Psalmul cel mai vechi din cartea psalmilor este psalmul pe care l-am citit aici. E înainte să fi scris Asaf psalmii, e înainte să fi scris Ezra psalm, e înainte să fi scris David psalm. E o cântare, un psalm al lui Moise. Un om care se uită la eternitatea lui Dumnezeu și la cât de efemer este omul. Un om care a trăit mulți ani pe pământ. L-a chemat Dumnezeu la 80 de ani la o lucrare specială. La 80 de ani să te cheme Dumnezeu să faci ceva special pentru El. Și l-a mai folosit Dumnezeu încă 40 de ani. A îngropat probabil mai mult de 1 milion de oameni în cei 40 de ani prin pustiu. Bărbați și femei care au murit o generație întreagă. Oameni care au murit în pustiu. Cineva a calculat și a spus că dacă ar fi să faci o statistică, ai câteva 10, 80 și ceva de mormântări pe zi. În ultimii 2 ani de zile am fost mai des în cimitir decât în ultimii 10 ani înainte. Și e atât de împovărător încât am fost în situații când am încheiat predica aici, am dat să mă uit după gropar și mi-au spus mai ziceți ceva că s-au dus în groape că nu mai privi. Și ne uităm la avalanșa de morți în ziua de astăzi. E dureros, e șocant, e atât de amar pentru unii cum nu putem descrie. Dar oare învățăm ceva? Oare cugetul nostru, conștiința noastră, se stârnește cu adevărat când vedem că a mai plecat cineva dintre noi și să cugetăm la cele spirituale? Partea cea mai practică din psalmul acesta este rugăciunea pe care o înalță Moise când zice învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Roagă pe Domnul să învețe ceva, să-L învețe ceva. Dar de ce să ne numărăm bine zilele? Nu ne numărăm noi bine. Pe sicriu, pe cruce, pe crucile de aici, vei găsi scris cât a trăit. S-a născut atunci, a murit atunci, faci calculul, te uiți și spui,
trăit atâția ani. A numărat zilele. Oare doar la asta se referă? Cu siguranță trebuie să numărăm bine zilele, pentru că moartea este iminentă, adică de neevitat, și viața este extrem de incertă. Extrem de incertă. Nu neapărat mor peste 80 și ceva de ani și să ajung la vârsta asta. Fetița doamnei care a murit în accidentul la ieșirea spre Arad, lângă aeroport, zile trecute, avea câțiva anișori. Nici mama n-a fost în vârstă, care a murit în ziua îngropării fetiței. Probabil dacă am fi întrebat-o când a plecat de acasă, dacă am fi întrebat-o cu o zi înainte, ar fi spus, o, sper să trăiesc mulți ani. Și noi toți să ne dăjduim asta, dar viața este incertă. Nu știi că trăiești. Nu știu cât trăiesc. Compară viața oamenilor Moise cu eternitatea lui Dumnezeu. Și mai întâi se uită la oameni în general și spune, tu întorci pe oameni în țărână. A zis cineva că în ziua în care ne-am născut, Dumnezeu a luat clepsidra vieții noastre, a întors-o și a început să curgă zi de zi nisipul din ea, până ziua când se va termina, clepsidra mea sau a ta. Imaginația omului a făcut să spună lucrul acesta. Din ziua aceea ne îndreptăm cu pas sigur spre clipa morții. E tare greu să spui când s-a născut un copil, nici nu-ți vine să te gândești la asta. Să spui, da, cât va fi drumul lui de aici până la clipa aceea? Al meu, al tău. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Și ca să înțelegem, Moise spune, înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. Atât de repede s-a dus ziua de ieri. Dacă stai să te gândești cât ai planificat ieri, cât ți-ai dorit ieri, s-a dus. 1000 de ani sunt pentru Dumnezeu ca ziua de ieri care s-a dus. Ca o strajă din noapte. Ca un vis. Ca o floare care se ovilește. Sunt comparații în care spun pentru Dumnezeu lucrurile sunt în eternitate, pentru noi aici ca un vis din care te-ai trezit. Ca o clipă, ca un an. Vine Iacov să spună mai târziu. Dragii mei, deoarece nu știm când plecăm de aici, trebuie să denumărăm bine zile. Dar voi se merge la cei credincioși și spune, noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Oamenii credincioși îl cunosc pe Dumnezeu și știu că e neprihănit, că e drept, că e curat, că e sfânt. Oamenii credincioși spun, vrem să ne numărăm bine zilele pentru că atunci când ne uităm la viața noastră și la sfințenia lui Dumnezeu, ne e rușine de noi. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre, scoți la lumina feței tale, spune aici, păcatele noastre cele ascunse. Oamenii credincioși știu că viața trebuie pusă în rânduială cu Dumnezeu. Că trebuie continuu să-i spunem, Doamne, iartă-ne, te rugăm. Vorba a fost cum nu trebuie. Gândul a fost nepotrivit. Atitudinea a fost una care nu-ți face cinste. Faptele sunt cele pe care le avem. Doamne, avem nevoie să putem sta înaintea Ta. De aceea zilnic vrem să ne numărăm zilele în curăție. Acum, sigur, voi să n-are aici cunoașterea faptului că Iisus Hristos a venit. Urmau să mai treacă 1500 de ani până vine Domnul. Și a venit Iisus Hristos și pe crucea Golgotei. Păcatele noastre toate, știute și ascunse, au fost purtate de El pe cruce, tocmai ca să ne ierte. Tocmai ca să ne curățească.
când am spus că l-am mărturisit pe Domnul Iisus în apă botezului, fratele Aurelin a intrat în apă și a recunoscut că s-a unit cu Domnul Iisus Hristos. Că i-a spălat păcatele în sângele Lui. Că de acum trăiește zilnic cu Domnul într-o pregătire a întâlnirii cu El în glorie. Știi de ce trebuie să ne numărăm bine zilele? Pentru că viața poate fi irosită. Când zic că viața poate fi irosită, nu înseamnă că nu ți-ai făcut școală la vreme sau o școală anume. Ea poate fi irosită și dacă faci toate școlile din lume. Nu înseamnă că poate fi irosită dacă n-ai reușit să aduni, să agonisești ceva aici. Ea poate fi irosită agonisind foarte mult. Pământește vorba. Întrebarea este dacă ți-ai folosit viața aceasta, timpul de aici, vremea care o avem aici, ca să te împaci cu Dumnezeu, să trăiești cu El, să te formeze, să te pregătească pentru veșnicie, să fie echipul Domnului Iisus tot mai mult în viața ta, să te bucuri de lucrul mâinilor tale și de faptul că îți merge bine umblând cu Dumnezeu. Trebuie să ne numărăm bine zilele ca să nu irosim viața. N-a luat fratele Aurel nimic din ce a agonisit aici. Nu luăm niciunul dintre noi. Dar a luat cu el clipele cu Domnul. Momentele când a citit din Scriptură. Frumusețea cu familia și cu familia lui Dumnezeu în cele spirituale. Asta le luăm cu noi. Ce pentru Iisus ai făcut, va sta. Acele lucruri le luăm cu noi. Da? Cum anume să încep să număr bine zile? Mai întâi trebuie să ne pocăim de timpul irosit. Nu toți ne-am împăcat cu Dumnezeu la vârsta tinereții, cum a făcut-o dânsul sau soția. Unii am lăsat să se mai piardă anii vieții noastre. N-are rost să ajungi la capăt de tot și să zici anii mei pe care i-am pierdut încă o dată de ar veni. Ar trebui să ne pocăim cu adevărat de timpul irosit. Cine ia seama la tăria mâniei tale să se teamă de tine așa cum se cuvine, adică să-i dai cinste lui Dumnezeu. Ar trebui să începem fiecare zi cu Dumnezeu. Mi-am sculat azi dimineața din pat de parcă am fi meritat. Alergăm în ale noastre și îl salutăm așa cumva pe Dumnezeu din mers. Am mai spus-o și altă dată câte unii se mai roagă dimineața, dar se roagă cu ochii închiși așa somnoroși în timp ce merg spre baie până când dau cu capul de ușa băii. Doamne, mulțumesc pentru ziua de astăzi. Oare numai cât am meritat Dumnezeu? Știți, boala asta care bântuie peste lume grea. Mi-au spus unii care au trecut mai greu decât mine prin ea, că e cumplit când simți că tragi aer în piept și n-ai aer. Oare chiar merităm gura aia de aer pe care ne-o dă Dumnezeu? Oare chiar nu apreciem faptul că ne-am putut trezi să respirăm? De aceea zice textul de aici, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta. O, dacă am începe dimineața, spun, Doamne, ești bun astăzi. Spune. Uite, pot să mă ridic din pat, pot să mă duc în viața de astăzi cu ce am de făcut. Uite, pot să respir. Uite, pot să mănânc, să beau o gură de apă. Doamne, ești bun astăzi cu mine. Să ne numărăm bine zilele înseamnă să apreciem bunătatea lui Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare dimineață. Și textul zice să sfârșim viața cu Dumnezeu. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit. Să se arate robilor tăi lucrarea ta. Fie peste noi bunăvoința ta. Întărește lucrarea mâinilor noastre. Adică
e un progres al vieții în care necontenit îl chem pe Dumnezeu să fie prezent în viața ta. Lucrezi ceva, spune Doamne, întărește Tu lucrarea mâinilor mele. Te bucuri de ceva astăzi, de părtășia cu familia, cu ceilalți. Unii v-ați întâlnit cu ocazia aceasta, nu v-ați văzut de mult. Nu v-ați fi dat întâlnire în distanțarea care e acum, dacă nu ne-am fi adunat aici, o să fim împreună la Domnul. Fii gata să mulțumești pentru ceilalți. Să-i spui, Doamne, număr și astăzi o zi în care am putut să ne vedem, am putut să cântăm împreună o cântare duhovnicească, am putut asculta un cuvânt din Scriptură, ne-am putut ruga, Doamne, aș vrea să număr ziua de astăzi ca una trăită cu Tine, în doliu, în necaz, lângă cei care le primează, dar împreună cu Tine, Doamne. Fratele Aurel s-a dus la Domnul Iisus. Scriptura spune că așteptăm ziua învierii și a întâlnirii în glorie. A unei lumi noi, în care nu vom îmbătrâni, într-un trup slăvit, ca și acela în care a înviat Domnul Iisus Hristos. Tu ai parte de asta. Pot să spui astăzi, aștept și eu ziua aceea. Vor fi ani de zile pe care ți-i mai dă Dumnezeu sau zile. Sau clipe. Important este unde vom merge. Important este să fim împreună cu Domnul veșnicie. Fie îndurarea Lui peste cei în doliu și binecuvântarea Lui peste noi toți. Amin. Amin. Vă invit să venim în rugăciune înaintea Domnului și să rostim împreună în locul acesta rugăciunea Tatăl nostru, într-un cor al oamenilor care cheamă pe Dumnezeu să fie cu noi și în ziua noastră. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să stăm alături de familia Doliată până la capăt, să-i însoțim la mormânt, unde depunem trupul nesupresit a celui care a fost fratele Aurel Popovici în mijlocul nostru. Thank you.
Da. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei din care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. E mângâierea pe care o avem în locul acesta când lăsăm aici trupul neînsuflețit. Și când ne uităm la ziua învierii, la revenirea Domnului Iisus Hristos, la ziua în care vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Cu nădejdea aceasta, în credința aceasta lăsăm astăzi aici trupul neînsuflețit. În mângâierea aceasta suntem în locul acesta, pentru că ne bizuim pe ce spune cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce ne-a promis Domnul nostru Iisus Hristos. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune, să cerem binecuvântarea și întărirea Domnului peste noi. Vă rog pe fratele Nelu Popovici să ne conducă cu voce tare rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm în clipele acestea, locul acesta, loc al despărțirii, locul care ne spunem și-a mai rămas cu ultima orel de Tatăl nostru, Doamne, rugăm, Doamne, să binecuvântezi viața fiecăruia dintre noi. Amin. Rugăm să ne cercetezi și să ne ajut să ne vedem fiecare starea în care suntem și să ne numărăm bine zilele. Amin. Mulțumim pentru că ne-ai cercetat prin cuvântul Tău, mulțumim pentru că ne-ai vorbit și mulțumim pentru că ești aproape de noi și în momente ca acestea. Da. Rugăm să binecuvântezi pe Radu, familia Amin. Lui, Doamne. Rugăm să-i oprotești acolo unde sunt, Doamne. L-a ajut să ajungă cu bine acolo, Doamne, la casa lui. Amin. Și, Doamne, înainte de a ajunge la casa noastră, aici pe pământ, am vrea să avem parte cu toții de convingerea și siguranța mântuirii veșnice. Da. De aceea te rugăm să ne dai fiecare dintre noi. Te rugăm să dai mântuirea ta fiecare care a ascultat Evanghelia în locul acesta, în ziua aceasta. Te rugăm să sfințești poporul tău, biserica ta. Mulțumim pentru cuvântul tău. Rogul Tău, Doamne, ne cuștează-ne pe fiecare și ajută-ne, Doamne, să avem parte de viață veșnică împreună cu Tine. Amin. Amin. Lăsăm trupul nesuflețit aici și ne rugăm să ne vedem în glorie. Fie mângâierea Domnului peste Radu, peste copii, peste fratele Nelu și Marina, peste toți ceilalți care sunteți în familie aici. În timp ce cântăm cântarea 235, vreau lângă Dumnezeu, se poate trece la copilul de mâine.